ziua! Povestiți-ne puțin în câteva cuvinte despre ce se întâmplă astăzi aici. Bună ziua! Da, are loc un masterclass de vioară la Liceul de Artă din Iași. Niște copii foarte talentați cu care lucrăm împreună. Încerc să vin cu idei, ei să vină cu ideile lor și să îi încurajăm în muzica clasică. Zic eu că sunt foarte talentați și în timp vor realiza multe lucruri. Care sunt rezultatele copiilor legat de muzică? Sunt rezultate foarte bune. Spun eu că în România avem violoniști foarte talentați și de-a lungul timpului școala românească de vioară are tradiție. Avem profesori foarte buni în liceu, avem profesori foarte buni în conservator. Zic că toată lumea și mai ales cei din muzica clasică ar trebui să susținem acești copii talentați prin tot ce putem. Stă la bază doar vioara sau cântați și la alte instrumente? Momentan doar la vioară, dar nu se știe. În alți ani poate mai cânt un pic la pian din când în când, dar nu atât de bine. Am înțeles. De ce a fost vioara și nu un alt... Un alt instrument? Pentru că am fost pasionat de acest instrument când l-am văzut la televizor pentru prima dată, aveam în jur de 3 ani și cred că m-am îndrăgostit de vioară și nu mi-aș vedea altfel viața decât cântând la vioară. E cumva și o moștenire din familie? Nu, mama nu a cântat la absolut nimic, părinții mei nu au cântat decât tatăl meu a cântat la flaut, dar nu la vioară nimeni. Decât sora mea care cânta la pian, de iarăși la vioară nimeni. E o premieră. Thank you.